Începând de săptămâna viitoare, tichetele sociale vor ajunge la beneficiari. Reprezentanții primăriei municipiului Slatina au anunțat astăzi, printr-un comunicat de presă, că distribuirea acestor bonuri valorice se va face prin intermediul Poștei Române. Din numărul total de 4.500 de cereri depuse inițial în acest sens de către persoanele vizate, respectiv persoane cu handicap grav accentuat și pensionari cu un venit lunar net de maximum 800 de lei, vor primi propriu-zis tichetele sociale menționate, un număr de aproape 4.300 de persoane. Se arată în comunicatul primăriei. Tichetele sociale în valoare cumulată de 100 de lei pe beneficiar vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Beneficiarii vor putea valorifica tichetele sociale în cadrul unui număr de 76 de unități comerciale de pe raza municipiului. Lista completă a acestor unități comerciale poate fi consultată pe site-ul primăriei municipiului Slatina, www.primariaslatina.ro, rubrica Informații de interes public. Se mai precizează în comunicatul primăriei.